Pace, numele meu este Lidia și sunt studentă la Universitatea Emanuel din Oradea, secția Asistență Socială, anul 2. Și în momentele care urmează, aș vrea să împărtășesc ceva cu dumneavoastră din Scriptură, din Luca, capitolul 24, versetele 50 până la 53, care spun astfel: El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Citește și tu Biblia. Hristos a înviat.